măsori de la fața asta și până la centrul ăsta pe direcția verticală. 55. Bun, bun. Ar putea să fie chiar mai mici. Dar selectez ăsta. Scriu 50 mai. Și cum place să place. Și scot la genul. Nu așa spune. Pentru că mi-am făcut membrele. Deci, tangent ăsta. Ăștia. Cercul tras. Punem cap. Am ajuns la momentul cu cap. Salvez acest ansamblu, pentru că deja am face să salvez, dar nu la gris, ci la altfel cap. Îi pun numele de și știu că să le folosesc. Le pot șterge de pe calculator, că sunt ceva de încercări. Trecem la design și activăm disk cam. Aici vedeți că avem mai multe variante de cam. Deci nu e cam. Și este disk cam. Care are trei variante. Una, două, trei. Una e chiar asta. Cam disk. Spatele sunt cam lineară, deci mișcare de translație. Și alta este cilindrică. Activez asta și apare un tabelot. Trebuie să rețineți că acest tabel menține întotdeauna design-a, trebuie să se întâmplă asta. Menține datele de la rulare, pe care nu se de mult. Și este chiar cu ce date pun eu acum, am mai luat asta. Ca să nu fie așa, țineți apăsat pe control și apăsați pe mâna, discap. Și vine cu setările din fabrică. Adică, ce lucrezi sau original. Și acum zice, când vrei să fie raza de cam. Și eu mi-am propus 38. Cât să fie lățimea cam? 10. Cât să fie raza roi? 10, care are 20 de ani. Cât să fie lățimea roi? 10. Dar de ce trebuie doamne lățimea roi? Ce se fac? Clar. Ce avem acolo? Păi data se face și calculul de presiune locală. Cam acum. Tachetul, gola, cu toate trebuie să-și aibă elementele. Și văd dacă ăla și facă unele cadre. Arătăm acum fața cilindrică pe care va sta cama, ca să știe calculatorul unde se pune și fața frontală, unde se va lipi cam. Vrei să fie o camă cu o curvă sinusoidală, deci la locații să crească lemn, să crească lemn, să aibă un maxim de pantă. Da, tot ne vreau, așa, e bine. Vrei să aibă mai multe o gâmă, cam aceea, vrei să facă? Nu, bun. Bă, da, să facem. Țac, țac. Vedeți aici, acest profil. Da? Ăsta. Dacă vreți, puteți să alegeți să lucrați pe ce de-a mai variant. Polinomial, pe gradul 3, pe gradul 4, ce curbă de variație propui să aibă acea camă. Că vrei să bani asta, ha? O să fac așa. Ba! Ce vrei să pui facă un mecanism. Trebuie să calculez. Aici aveți tablul calculezi, unde apar alte elemente. Va avea 360 de rotații pe minut, așa se va face. Calculează. Nu mi-a dat eroare, pentru că ar fi apărut aici. Dacă nu apare cu roșu plana asta, vara asta, asta de aici, va apărea cu roșu plana. La alte. Scrie, calculation indică este design from files. Calculele arată că se pupă cu desen, pe corect fel. Definește condițiile de fel.
trebuie proastă de și până la valență ca să fie mai se vadă ca un lucrat. De exemplu, știm poate. Ok. Dar am tot avansat. Acum, trebuie să fac să lucreze ca am avut pentru asta, mă duc la presenă spre Tanger. Tanger, cu asta, să plăie. Așa, rotim cama și se mișcă parchetul, m-am urmărit. E excepțional. Păi da, dar vreau să schimb acum. Ce să spun? Vreau să schimb. Concepția, să-i pun două. Mă duc aici, Emi, design accelerator. Deci, pe opțiunea aceasta, vreau să folosesc din nou design accelerator ca să umplu la ea și să reflect toate de aici, inclusiv ca adaugă după ce fel de variantă, stilul egală, la ce înălțime vrei să mai urce și asta, pentru că din nou, nu la campus, cred că n-am mai văzut. N-am văzut aici. Nu se ce ce vrei să de la acum la noua partea părută, vreau să fie înălțime pentru că va avea, asta e rezervată ca să se facă întoarcerea la început. Eu gestionez partea asta și zic la înălțimea de 12. Perfect. 12.
și editez piesa, da? O editez adăugându-i cu axa. Asta e. O vedeți cu galbenă. Ei? Cu galbenă cu mine. Compression. Axis. Exact. Perfect. Ce mai scrie de axa? Eu n-am măsurat. Măsurăm acum. Cât este partea